Bună dimineața, dragilor! Iată-ne la un pas de weekend cu vreme încă frumoasă pentru această dată, aș putea spune eu, chiar dacă după amiază și noaptea este posibil să avem unele înnorări mai accentuate prin nord, nord-vest și prin centru, încă stăm foarte bine la temperaturi. Așadar, mergem în partea de nord-vest a țării, în Maramureș, unde de dimineață este puțin răcoare și pe seară la fel, dar pe parcursul zilei temperaturile vor fi foarte frumoase și anume vom înregistra 30-31 de grade. La fel și în Crișana avem o zi de vară, aș putea spune, pentru că temperaturile vor ajunge și aici, în jurul valorii de 30-31 de grade. Foarte cald va rămâne astăzi și în Banat, la fel ca și ieri, cu temperaturi foarte ridicate de până la 31-32 de grade. La fel ne menținem și în Oltenia, chiar dacă suntem la jumătatea lunii septembrie și anume la început de toamnă, iată că se simte încă o zi de vară cu temperaturi de până la 31-32 de grade. În centrul țării este posibil să fie mai răcoare, mai ales dimineața și noaptea, unde, după cum vă spuneam, avem parte și de norări și chiar și de ceață în anumite zone, dar temperaturile pe parcursul zilei rămân undeva la 27-28 de grade. În Moldova, față de zilele trecute, este mai cald. Astăzi avem și aici parte de o zi cu mult soare și temperaturi ce vor ajunge până la 30-31 de grade. Și în Dobrogea este cald astăzi, chiar dacă este puțin mai răcoare față de zilele precedente, tot ne menținem destul de bine și spun asta că temperaturile vor ajunge și aici și până la 25-26 de grade. În Muntenia, spre deosebire de zilele trecute, va fi și aici mai cald cu 1-2-3 grade, dar foarte bine pentru această dată, înregistrăm undeva la 30-31 de grade. Și în București va fi cald astăzi, chiar dacă acum de dimineață nu ni se promite acest lucru și am avut parte și de ceață și de ceva răcoare, mai târziu temperaturile vor ajunge până la 30-31 de grade. Așadar, după cum vă spuneam și zilele trecute, calendaristic suntem în lună de toamnă, dar dacă ne uităm pe hartă și pe cer, încă se simte vara și lucrul ăsta ne bucură la maxim, aș putea spune eu, să profităm și astăzi și mâine pentru că va fi cald. În weekend este puțin mai răcoare, dar să sperăm că săptămâna viitoare ne întoarcem cu vreme foarte frumoasă. Cam acestea au fost informațiile despre vreme momentan. Vă doresc o zi excelentă, Dani!